Gigu, ai dat gol, ați fost egalați 1-1. Cum a fost meciul ăsta pentru voi? Da, bună seara. Puțin supărat că nu am reușit să luăm toate cele 3 puncte, dar una peste alta, un rezultat echitabil. Au fost ocazii și de o parte și de cealaltă. Sunt bucuros că am luptat, deși ne-a fost greu. Da, ți-am zis, cum am început, puțin supărați, dar nu avem mult timp la dispoziție să ne revenim. Ne așteaptă un meci greu, foarte greu, joi, în deplasare la Sibiu și sper să ne revenim cât mai repede, să mergem acolo cu gândul la victorie. După ce ai marcat, ce să ne bucur? Zarurile au fost aruncate sau ceva de genul? O glumă de-a noastră din vestiar, nu cu băieții în vestiar, nu, nimic special. Giussi Balint era, ți-ar fi zis și dânsul ceva, ți-am zis sau da, a presimțit că vei marca, cum a fost? Da, mi-a zis să mi-asum responsabilitatea, să șutez la poartă și așa am făcut, am reușit să marchez, mă bucur, dar puțin ți-am zis. Simțeam că putem să luăm toate cele 3 puncte. Nu a fost să fie. Capul sus și mergem mai departe. Față de alte meciuri, Cicu, parcă nu mai reușiți pe teren propriu, să fie de rezultat. Ați dat cu greu. Da, da. Da, nu știu ce să zic. Poate nu am fost concentrat până la final, dar ăsta e fotbalul, ți-am zis, au pus și ei o presiune pe noi, într-un final au reușit să marcheze, acum, ți-am zis, meciul s-a terminat, punctele s-au împărțit și timp prea mult de lamentări nu avem, trebuie să ne revenim cât mai repede, perioada e scurtă și ne așteaptă un meci greu, cum am spus. Ați avut o mulțime de meciuri din astea în care ați marcat, ați controlat la meciul. Ați și fost foarte sus în clasament la un moment dat, poate și presiunea asta pe care voi ați pus-o pe voi a contat și s-a ajuns, nu știu, la situația asta cu ape tulburi, să o numesc așa, nu știu dacă e... Nu sunt ape tulburi. Noi în vestiar acolo am pus o presiune, e normal, pentru noi cel puțin e plăcut să joci cu presiune, altfel mergem și jucăm la sintetic, nu știu, cu prietenii. La fotbal mereu e o presiune, mai ales la echipe mari de tradiție precum Petrolul. Ne place să jucăm cu presiune, ne-am pus-o acolo în vestiar și acum trebuie să o scoatem la capăt, să ne îndeplinim obiectivul, locurile 7-8. Golul este și pentru Crozan Junior? Nu, îmi place să dau dedicații, nu dau bani la lăutași. Dar mă bucur, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest cadou minunat și... Cam atât. Încă nu realizez, dar mă bucur foarte mult și cu siguranță viața mi se va schimba și mai bine. Fotbalist sau handbalist? Sănătos să fie, vedem. Vreau să întreb și de situația din play-off, unde FCSB pare mă ca sigur noua campioană a României. Da, nu vreau să discut. Nu vreau să discut de alte echipe, mai ales de echipa pe care ai spus-o tu acolo, nu mă interesează, eu am alte treburi de făcut aici la Petrolul și mai sunt 4 meciuri importante pe care sper să reușim să le abordăm bine și să scoatem cât mai multe puncte din ele. Eu zic că da, vedeți că e diferența mică acolo și în sus și în jos. Dar eu zic că sunt șanse, chiar sunt încrezători.